Îmi cer scuze încă de la început, îmi cer scuze dacă nu o să fiu prea coerent. Am o oboseală în mine. Toată noaptea m-am zvârcolit în pat. Toată noaptea am făcut calcule. De vreo 10 ori, ce 10? 50 de ore am ieșit la geam. Am deschis geamul, am pus lumină să mă uit. Bă, ne-au furat Ardealul sau încă mai suntem aici? Horror, horror. M-am tot uitat, bă. Ce se întâmplă? E noapte. Trebuie să pui bateria în ochi, lanterna în ochi. Dacă vine ungurul să-ți fure Ardealul, să zici, bă, stai puțin, îți dau 2000 de forinți, lasă măcar bucata asta. Cum mă-ți fură Ardealul? Eu așa văd, îl fură Ardealul de sub picioare și noi ardelenii cădem cu toții în Dunăre, că ne tot ducem. Și eu nu știu în nota. Greu, greu. Am adormit dimineața, am adormit, am trezit, zic, unde e Ardealul? Unde e Ardealul? Da, bă, din gură. Stai și vezi-ți de treabă. După aia mi-am adus aminte că nu sunt PSD-și să fure noaptea ca hoții. Ei fură Ardealul încet, în timp. Eu vă spun că am văzut semne. De vreo 30 de ani e asta când ne iau ungurii Ardealul și am văzut semne. Vara vin autobuze cu pensionari și coboară doamnele cu o punguță și își pun acolo cu lopățică pământ din Ardeal. Așa se face, încet și cu treabă bună, la vreo câte ani și de peste cheze, nepteciunio. Cum era să vă salut astăzi cu Ciocolom Ișionopot, colegule meu de la izolare, și să fi fost undeva în Budapesta. Deja că dacă iau Ardealul și duc, las un drab în Budapesta, un pic acolo, pe și din ce mai rămâne din Ardeal, fac marea piramidă din Gheorghe, că n-au unde să-l pună. Ce ziceți de asta? Ați observat în politică, atunci când nu mai au ce dezbate, ce discuta, aduc pe tapet problema ungurească. Dar nu știu ce fac în timpul ăsta, ce fură, ce învârt, că ne iau ochii, ne iau ochii. Ungurii ne fură Ardealul, pac, o paraliza România, se polarizează toată treaba în două tabere. Care sunt ungurii, care nu sunt unguri. Iohannis a fost explosiv. I-a acuzat pe toți cei care trădează și a spus că atât timp cât este el președinte, Ardealul rămâne al românilor, că după aia poate el vinde, că o mai vândut el. Imediat UDMR-ul în frunte cu Kelemen Hunor, cu Hegedus Cilo, cu Ana Horvat, cu puterea, au sărit pe el. Mă, nu-i ciudat. Păi și în la politică românească să fie duel între un SAS și un partid UDMR, între timp politicienii români în spate fac vând. Nu? Ne vând. E vândută România, mă. România e furată, dar noi nu știm. Ei fac până în spate. De sute de ani n-am fost în stare să ne guvernăm. Am tras numai frâiele, ițele, ce domnitor să fie din ce imperiu, ca să plătim mai puțin și să câștigăm noi mai mult. Mă, de. Hai să fim serioși, că după ce se termină pandemia, tot la Bondi mă duc cu ceasul să-mi repare, tot la Ernio mă duc să iau niște roșii bune, hoștezenești, tot la Zolicar mă duc la petrecere dacă mă cheamă să zic bancuri, tot la Ioși, la Rota mă duc să mănânc un bograci, la Opera Maghiară mă duc să-l văd pe Modoras cum cântă. Deci aici nu se poate, adică politicienii nu mă bagă zizanie, dar noi suntem până la urmă oameni, nu? Până la urmă suntem oameni, avem nevoie să interacționăm unii cu alții, nu ne putem separa, gata, luați-vă și plecați. Mergeți în Ținutul Securesc și doamna Dăncilă intrați. Și este o problemă cu Ținutul Securesc. Ștași din gură, doamna Dăncilă, este liberată. Unde-i funar? În ecuația asta, unde-i funar? Lipsește Ghiță Funar. Probabil că e pe la Sarmisegetuza, băgat pe un tunel dacic care conecta Sarmisegetuza cu Manhattan-ul. Nu-mi explic. Socra e bine. Socra e în Ținutul Socăcesc. Socăcește ceva în bucătărie, s-a făcut autonom în bucătărie, trage câte un cor de mocuș viz și face seche capul ăsta. Var să se căscă în cinstea acestui eveniment de 2 lei care a avut loc ieri. Așezați-vă liniștiți la locurile voastre că nu se întâmplă nimic. Avem noi COVID-ul nostru, pandemia noastră și ne-s de ajuns. Dar mai bine ziceți, nu? A? Sunt un frumos, nu? Mulțumită și de data aceasta și pentru asta soției. A zis că și Werner Iohannis este tuns la perfecție, la milimetru, îl tunde Carmen acasă. Te rog să vezi, firul 6327, de ce se încalecă cu firul 6328? Ludovic Orban e și vopsit, nu numai tuns. Așa e, mă, când n-ai ce face,
Zice tu, și Kelemen Hunor avea barba aranjată la fix și pe margine chelia și ea foarte frumos bordurată. Dar oamenii care muncesc gen Neanelu Tătarul, l-ați văzut tot timpul cu moțul în frunte, se tunde un pic aici și în rest. Oamenii care muncesc, Rafila, l-am văzut pe Rafila seară la Digi24, extraordinar. Era săracul tot ciupelit pe aici, că n-au timp. Noi ăștia care facem politica mare, avem timp de orice. Așa că nu vă salut cu Ionopon, nu vă salut cu Visonlatat și vă salut cu la bună vedere, dragi colegi de izolare. Și nu vă mai luați după toți care încearcă să ne inducă în eroare. Pregătiți grătarul, că mâine e 1 mai. Tragem un grătar de unde? Sănătate și numai bine!